Prețurile la apă și canalizare vor fi majorate semnificativ de la începutul anului viitor în toate localitățile din județul Iași. Este vorba despre o creștere de aproape 39%, cea mai mare din ultima perioadă. Conform comunicatului operatorului Apa Vital de la 1 ianuarie 2023, noul preț la apă și canalizare va fi de 15,53 de lei, inclus TVA, din care 8,15 lei la apă și 7,38 de lei pentru canalizare Analizare. Creșterea este de circa 39% față de anul 2022, aproape dublu față de cifrele prevăzute în planul tarifar aprobat de primăriile din județ în iunie 2020. Asta deoarece a fost adăugată și rata inflației, au explicat reprezentanții IAPA Vital. Având în vedere prevederile din legislația în vigoare și cele din ghidurile privind finanțarea investițiilor operatorilor de apă în reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare, în conformitate cu prevederile din strategia de tarifare inclusă în analiza cost-beneficiu a contractului de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, începând cu data de 1 ianuarie 2023, Apa Vital va ajusta prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele pentru serviciile de canalizare și epurare valabile pentru întreaga arie de operare, precum și prețul pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii. Conform planului tarifar pentru anul viitor era prevăzută o majorare cu 12% a prețului la apă și 34,2% la canalizare. În document mai sunt prevăzute încă 5 tranșe de majorare cu 1,3% în anul 2024, 1,2% în 2025, 1,1% în 2030, 1,2% în 2040 și 1,26% în anul 2048. Planul a fost Asumată de administrațiile locale, pentru ca proiectul de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare să fie aprobat și finanțat din fonduri europene. Din acești bani vor fi finanțate și lucrările de întreținere și reparație a rețelelor. Noile prețuri cu TVA sunt de 8,15 lei metrul cub pentru apa potabilă, 7,35 lei metrul cub pentru canalizarea și epurarea apelor uzate și de 3,06 lei pe metru cub pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii. Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și sau din fonduri nerambursabile și a fost aprobată de adunarea generală a Arsacis iar actuale ajustări de prețuri și tarife au fost aprobate de ANRSC, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Din sumele suplimentare rezultate din modificarea de prețuri și de tarife, se va alimenta și Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, IID, care constituie sursă pentru realizarea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată, și din care se va acoperi suma de peste 22 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea creditului obținut pentru cofinanțarea de către Apa Vital a proiectului POIM aflat în derulare. Menționăm că municipiul Pașcan beneficiază în cadrul acestui proiect de peste 92,7 milioane de lei fără TVA, iar suma urmează să fie actualizată. Lucrările pentru extinderea rețelelor de apă au început în cartierul Aerodrom și suburbia Sodomeni, iar din primăvara anului viitor vor începe în Gâștești și zona urbană.